mea. Bătăușul. Are cineva sandwich cu salată de ou? Fac schimb cu sandwich de ton. Proaspăt, ușor asesonat, am stors tonul așa că nu s-a udat tălia. Am să iau jos coaja, iar restul îți aparține. Deci, pentru... Schimb eu. Oh, mersi, Robin. Sigur. Oricum, nu-mi prea place salata de ou. Ei, nici mie. Ah, bine. Oh, e pentru Croco. Poate gusta ce mănânc eu. Da, ador salata de ou. E cea mai bună salată din lume. N-are verdețuri. Îți dai seama câte avem în comun? Eu urăsc salata de ou, tu urăști salata de ou. Eu n-am parteneră pentru balul iernii și nici tu nu ai partener pentru bal, da? Nu încă. Voiam să merg, însă urăsc presiunile acestea romantice. Mi-ar plăcea să merg să dansez fără a face prea mult caz de asta. Da, și eu vreau să dansez fără romantism. Dansuri rapide, lente, dacă obosește poți odihni pe umărul meu. Poftă bună, Jimmy. Ar fi mai bine dacă mi-ar plăcea salata de ou, ha? Ce caragios sunt. Ha? Bună, amice. Deci, înțeleg că faci schimb de sandwich-uri. Oh, acum nu. Am primit deja unul. Miet! De data asta doar îl avertizăm. Nu m-ai înțeles bine. Toate schimburile din această școală mă implică pe mine. Eu trebuie să câștig ceva. Ce? Urmează doar regulile și nimeni nu va păți nimic. Poți să mă îmbrățișezi. Mai bine altă dată. Hei, Jimmy, vrei jumătate de sandwich? Oh. Nu-mi e foame. Cine e această încântătoare zână? Robin? Robin. Ce potrivit într-o zi de primăvară. Eu sunt Che Weatherhead, foarte încântat de cunoștință. Oh. Bine. Cred că această întâlnire nu va fi ultima. Ce ciudat. Da, așa cred și eu. Azi chiar suntem pe aceeași frecvență, a? Știi? Amice, am auzit că ai făcut schimb de sandwich-uri fără să fie de față Weatherhead. Cine? Ciudatul ăla în costum? E doar un păcălici. Amice, așa spunea și Michael Perry. Weatherhead l-a rugat să-i facă tema la geometrie, iar el a refuzat. Uită-te și tu! Nu te pune cu Kingsley. Hei, sunt mulți în tomberoane în școala noastră. N-am să tremur de frică dacă apare un clown în costum, să știi. Nu! E doar un băiat! Băieți, vă rog, sunt claustrofob. Sunt claustro... Sunt claustro... Fob? Wow! Wow! Chestia asta e mai mare decât un dulăpior. Oh! Cred că 6 ore de dans te-au învățat minte, doctore. Data viitoare, sigur vei fi mai îngăduitor cu motivările, hm? Bun venit în centrul meu operativ. Ce ai? Frumos loc, majestate. Permiteți-mi să spun că sunteți cu adevărat chipeș. Ai vorbit rău de mine, Jimmy. Nu-mi rămâne de ales decât să interzic salata de ou din școală pe veci. Nu poți face asta. Ciudat, am făcut-o. Salata de ou este interzisă. Acum, dacă știi ce e bine pentru tine, te vei strădui să-mi câștigi încrederea. Nu te îmbrățișez. O, lasă baltă. Am nevoie de tine să transform pe Robin Wheeler în regina mea. Poftim. Doresc să o escortez pe Robin ca să devenim regele și regina balului. Știi ceva? Ești dus de tot. N-o pot obliga să meargă cu tine, bine? E foarte simplu, de fapt. O chem pe la tine după școală, iar când sosește, draga de ea îl găsește pe acest domn bine îmbrăcat. Tu vei spune, îl ții minte pe Weatherhead, prietenul meu care e mai mare decât pare. Dacă aș fi fată, aș ieși cu el. Vreo întrebare? Păi... Da, faci angajări. Salată de ou nu e sănătoasă. Să nu mai mănânc niciodată salată de ou. Oh, mi-a așa de foame aici. Da, așa e, fără ouă. Croco e un aligator plângător.
frumos, zing, am mii de glume, zing, zing. Lăsați salata de ou. Bătăușul ăla distruge viața lui Jimmy. N-am de ales. Bună, Jimmy. Bună, Robin. Vreau să te întreb ceva. Vii cu mine la dans fără încurcături romantice? Da, sigur, mi-ar plăcea. Hei, haideți să ne întâlnim după ore ca să ne gândim cum ne îmbrăcăm. Da. Oh, Doamne, foarte bine, puștule! Te-ai împotrivit bătăușului și fata e a ta! Nimic rău nu ți se mai poate întâmpla acum. Fiule, ai probleme serioase. Lui Jimmy îi place grafitiul. Distrugerea proprietății școlii și sfidarea alegerilor școlii. Tată, e aiurea, fotografia asta este clar falsificată. Oh, atunci explică-mi asta. Lui Jimmy îi place grafitiul. Această fotografie nu e falsă. Serios? Tată, e un scenare. Este ciudatul acela de Weatherhead. Oh, e clar că glumești. Ce Kingsley e un tânăr minunat cu multe calități. Ce faci, tată? Te fac gunoier pentru următorii 6 ani de zile. Dar voi mai fi în școală doar 2 ani. Atunci, comportă-te frumos. Jimmy, când vor învăța oamenii să se comporte civilizat? Nu poți continua așa mult timp. Cineva sigur te va opri. Interesantă teorie. Lumină, întuneric. Lumină și muzică. Știi? Nu-s impresionat. Cum o să-l opresc pe individul ăsta? Trebuie să faci ceva, Jimmy. Îmi e foarte foame. Am încercat să mănânc altceva, dar nu mă satisface deloc. Găsește cât mai repede un sandwich cu salată de ou, Jimmy! Hei, Jimmer, de ce cei mai buni detectivi sunt mereu în pat? Fiindcă sunt sub acoperire, zing! Sub acoperire! Te-ai prins? Te-ai prins? Totul decurge conform planului. Curând, Robin, cea mai frumoasă și mai deșteaptă fată din școală, va fi a mea. Dar, domnule, dacă Jimmy Roberts continuă să vă sfideze? Tânărul Roberts e ca și ouăle din sandvișurile cu salată de ou cu care face schimb. Curând va crăpa. Omul meu se va ocupa de asta. Ajunge! De fapt, continuați. Ce cauți? Crești pentru domnul Weatherhead. Am început ca îmbrâncitor pe coridor, dar într-o zi sper să fiu promovat la bătăuș cu patalama. Ajută-mă să-l opresc. Vorbim mai târziu, acum trebuie să fugi. De ce? Intrus! L-am găsit pe Jimmy Roberts! Prindeți-l! Să-l prindem! Haideți! Tată, tată, trebuie să mă ajuți. Ce e cu biroul tău? Weatherhead a făcut asta? Să se răzbune pe mine? Sigur că nu. Trebuie să-l oprim. Am auzit care pe cineva în interior din prezidiu. Ai idee cine e? Am observat că domnul Prime poartă pantalon de marcă. Dar nu, mai bine nu ne băgăm. Nu știu tu, dar eu trebuie să mă gândesc la familia mea. Tată! Jimmy Roberts! Marele ce Kingsley Weatherhead dorește o audiență. Dorește să încheie dușmânia dintre voi. Fiule, îți dau voie să mergi la întâlnirea aceea.
Ascultă-mă! Am să te las în pace doar dacă vei completa acest chestionar. Prima întrebare. Care e culoarea preferată a lui Robin? Întrebarea 2. Pizza preferată de Robin? Normal! După Robin, costumul face un bărbat să fie atrăgător e oarecum, deseori sau total adevărat. Nu completez asta! Cum îți permit să mă sfidez? Adio, bunătate! Acum vom lupta precum oamenii, cu lovituri de mănușă! Încetează, e enervant! Ei da! În experiența mea de desen animat am învățat că totul se rezolvă cu dinamită! Nu l-a ascultat pe Goli! Îți trebuie o mănușă de box cu ar! Aiurea, cea mai puternică armă e limba! Limba e mai puternică decât o mănușă de box! Nu te mișca, n-o să te doară! Luptă! Ei, lupt sau nu? Lupt? Încetează! Luptă! Stai, ce faci? Jimmy, ce e cu tine? Nu poți continua să lovești oamenii ca un lunar. Robin, sunt perfect normal, da? Am încercat să-i rezist, dar mă controlează din ascunzișul său secret. Robin, să-l oprim, acum! Te rog, te rog! Nu da vina pe Jimmy! A avut o săptămână grea. Nu. Dă vina pe mine. Poate fiindcă eu sunt mai slab ca el. Nu. Îmi pare rău. Haide să te curăț. Hai. Mulțumesc. Ce suflet bun, caritabil. Robi, nu. Nu e ceea ce pare. Oh, tu. Deci ne vedem la dans, da? Vin pe la 5. Robin, dansul! Sunt supărată pe tine, Jimmy. Bine, bine, dansează supărată, îmi convine. Frumoasă zi, nu-i așa? Oh, ce Kingsley, un vehicul pedalat de om! Ce ecologic! De! Robin, stai! Ești atât de drăguț. Da, știu că las impresia asta. Dar asemeni celor mai mari oameni ai istoriei, am o suferință ascunsă. Cât de multe știi despre familiile regale europene? Nimic. Mama și tatăl meu sunt regina Belgiei și respectiv regele Maltei. Adică au fost. Au dispărut într-o expediție în Peru. Mi-au spus că au fost mâncați de vidre. E groaznic. Te simți atât de singur. Așa era. Înainte să te cunosc. Robin, nu-l crede. Doar afaceri, Jimmy. Nu pune la suflet. De ce nu mai dansează nimeni? Sunt intimidați. Nu vor să pășească pe ring cu grația ta divină. Ce faci? Dansul e încolo. Da, și acolo e Robin. Trebuie să o conving că partenerul ei nu e ceea ce pare. Ce, Kingsley Weatherhead? Pregătește-te, vine Jimmy. Cară-te. Aici era centrul de comandă. Deschide. Weatherhead, Weatherhead, nu te pune cu mine? Scuză-mă, tinere, îl căutăm pe fiul nostru, Chester. Ne spui unde e balul școlii? E timpul să încoronăm regele și regina acestui bal. Voturile au fost numărate de firma de contabili Weatherhead și Weatherhead. Și cu 100% din voturi, Robin Wheeler și Jack Kingsley Weatherhead.
e. Opriți-vă! Oh. Jimmy Roberts, ei, presupun că fiecărui rege trebuie un bufon. Am încercat să intru în centrul operativ al lui Weatherhead și am dat greș. Ce păcat! Apoi am întâlnit pe cineva. Oh, bine, Chester! Nu! Chester? Ce vine de la Chester? N-am vrut să ratăm primul tău dans de boboc. Și ți-ai uitat spray-ul odorizat de picioare? Și aparatul dentar, băiete! Oh. Ai spus că părinții tăi sunt regi și că au fost mâncați de vidre. Ce imaginație bogată! Știați că la 2 anișori știa deja toate culorile când încă purta scutece? Oh, mamă! Tu ești prietena lui? Nu! Oh. Mi-ai furat regina, Jimmy. Iar răzbunarea mea va fi crâncenă. Domnule Roberts, contez pe dumneavoastră. Spuneți-i că nu va absolvi niciodată. Tată? Tu ești sursa puterii lui? Să nu cedezi. Jimmy, tatăl tău a fost bine dresat. Fă ce-ți spun, altfel mă oblig să citesc dosarul pe care l-am găsit în toaleta profesorului în octombrie. Prea bine! Dosarul secret de angajare a stimatului domn Roberts. Stai! Dacă fiul meu ți se poate împotrivi, atunci și eu pot. Nu mă pot șantaja dacă nu am secrete. Ascultați! Când mi-am depus dosarul aici, am fabulat puțin. Când am spus că știu puțină spaniolă, înseamnă doar că știu ce înseamnă cuvântul taco. Oh. Nu am 1,85. Iar când mi-am părăsit cealaltă slujbă la școala elementară Lesser Burbank, fiindcă mi-am dorit noi provocări, am fost concediat. Fiindcă am cheltuit toți banii departamentului de consiliere pe un dinozaur de înghețată. Gata, sunt terminat. Și tu ești terminat. Nu chiar, tinere. Sunt plin de vitalitate. Și le e teamă de mine. Nu pentru mult. Fii atent, Chester. Bouă. Și maioneză. Ha! Asta nu-i salată de ouă. E doar un ou cu maioneză. Glumește. Oh. E salată de ou. Ce bună e! Acum puteți ieși, prieteni. A promis că dacă îl slujesc bine, îmi va da o cască care va face ca toate animalele să-mi fie prietene. Și l-am crezut. Ah, nu se termină aici, Jimmy Roberts. Hai să mă mai întâlnești. În cel mai critic moment posibil! Iată! Wow! Jimmy, îmi pare rău. Ar fi trebuit să te ascult. Ce Kingsley Weatherhead e complet aiurit. Și îl cheamă Chester. De asta m-am prins. Felicitări, afurisitule. Poftim? Eram agent quadruplu, de aceea eram infiltrat în interior. Uite. Frumoasă capcană de tron, hă? Dar nu, a trebuit să fii deștept să-mi distrugi planul. Regret. Data viitoare întreabă. Jimmy, dansăm? Așa, lent, lent, repede, repede, așa, în vârtul. Atenție la picioare, da? Foarte bine!